Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi un haul cu ceva hăinuțe pe care mi le-am cumpărat în luna decembrie și mă uitam după ele. Și o să încep cu o pereche de pantaloni. O să încep cu o pereche de pantaloni. Și este vorba despre aceștia, la care încă nu le-am luat eticheta. Nu i-am purtat. Mi-am dorit de mult o pereche de pantaloni genul acesta, o imitație de piele, un vinilin, ceva. Au ceva buzunare aici în spate, se închide cu fermoar și cu doi nasturi, îmi plac mult, au fost 55 de lei, sper să-i și port, să-mi fi dat banii degeaba pe ei, obișnuiesc să fac lucrul ăsta de obicei, să-mi cumpăr ceva și să nu-mi mai placă. Mi-am mai cumpărat și câteva plovărașe și este vorba despre acesta, primul pe care vreau să vi-l arăt și vine așa cu un nod în față, este super grosuț. Și aici are ceva perluțe, nu sunt lipite, are ceva, un sistem de prindere. Nu mi-au plăcut neapărat perluțele astea, dar am zis că de Crăciun merge și chiar a mers. L-am purtat și mi-e foarte drag de el. Sper să-l port și în continuare. În continuare mai am de la Pepco, am ceva. Și este vorba despre acest cardigan, blazer sau cum vreți voi să-i spuneți, și este așa, vreau să vă arăt exact cum e, este foarte călduros, super moale, pufos. Și arată cam așa, este peste fund și are și două buzunare în părți aici, nu se închide cu nimic. A fost 50 de lei, cred, și mi-a plăcut super, super mult. L-am și purtat o singură dată și îmi place mult, chiar vi-l recomand. Dacă îl mai găsiți, puteți să mergeți să-l vedeți. O altă chestie călduroasă, un alt hanorac, să zicem, este vorba despre acesta, cu urechi, da. Cam așa arată el, este un vișiniu, nu știu cum se vede la voi, și are așa buzunare. Acesta a fost 55 de lei și mi-a plăcut super, super mult. Este în măsura XL, însă mie vine mega strimt pe mine. Dar am văzut că pe parcursul zilei, dacă îl port, se lărgește în funcție de, nu știu, probabil cât îl port sau are acest ursuleț aici și îmi place super, super mult și vă recomand să aveți un hanorac din acesta sau să vă luați dacă nu v-ați luat sau n-ați încercat unul. În continuare am și ceva tricouri. A fost o ofertă pe Sinsay, eu mi-am mai cumpărat ceva lucruri de acolo și anul trecut și acum 2 ani și am mai avut tricouri, vreau să zic hanorace. Și mi-au plăcut super mult, încă le am, încă arată impecabil. Așa că am decis să mai iau câteva, era transportul gratuit și a fost unul 9,90 lei, așa că am profitat de ofertă și mi l-am luat pe acesta. Cu mesajul acesta super, super drăguț. Mi l-am luat și pe nuanța aceea burgundii, vișiniu ceva, însă acela este în mașina de spălat, l-a spălat, l-am purtat și pe acesta încă n-am apucat să-l port. Nu am avut ocazia să-l port, dar vreau să vă zic că nu știu ce material este, dar este un material destul de bun, nu este ceva sintetic sau ceva în care să transpirați și chiar îmi plac tricourile de la ei. Iar cel de-al doilea este vorba de acesta, un roz pal așa, cu scrisul alb și acesta îmi place super mult, același material, aceeași calitate. Ambele sunt în măsura L și îmi plac super, super mult. Vă recomand dacă vreți să vă luați niște tricouri basic, simple, au și simple, au și la 10 lei, 8 lei, depinde, dar și mai scumpe. Dacă vreți niște tricouri simple, așa, de zi cu zi sau, nu știu, merg purtate oriunde, puteți să vă uitați la ei pe site, au foarte multe variante de tricouri. Iar ultima chestie pe care vreau să vă arăt este o pereche de colanți. Este vorba despre aceștia. Sunt dintr-un material așa supraelastic, însă mie sunt foarte, foarte subțiri, nu știu dacă puteți vedea, dar se cam văd prin ei un pic sau nu. Dar sunt foarte, foarte subțiri, cu imprimeul acesta drăguț. Îmi place super, super mult, eu nu o să-i port prin casă, mi-a plăcut foarte tare imprimeul. Cred că au fost undeva la 20 de lei și sunt foarte, foarte mulțumită de ei. Mai am încă o pereche, însă sunt la fel la spălat, i-am luat odată cu aceștia, cu un imprimeu de leopard și îmi plac și aceia mult, îi port prin casă și chiar sunt mulțumită de ei. Iar cred că, da, mai am un singur produs și este vorba despre această bluziță pe care am luat-o dintr-un second hand. Nu știu cum să vă arăt.
O să o întorc un pic pe față. A fost la spălat. Și este vorba de o bluziță pe care am luat-o dintr-un second hand. Am dat 12 lei pe ea, dacă nu mă înșel. Și vine așa, este un gen de hanorac. Se închide aici într-o parte cu fermoar, iar aici are un buzunar care, în care poți să-ți unești mâinile. Îmi place super, super mult. Este un material super, super bun. Și mi-a plăcut. Da, nu știu, e foarte colorat, nu e chiar pe gustul meu, nu prea-mi plac așa culorile foarte aprinse, dar să zicem că nu e chiar culoarea asta turbată care se vede pe cameră. Și mi-a plăcut super mult, la 12 lei chiar nu am ce să zic de această bluziță. Vreau să vă spun că vă mulțumesc pentru like-uri, pentru vizionalizări și vă mulțumesc că sunteți alături de mine în continuare. Vă pup și vă aștept în continuare pe acest canal.